Sfinților, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Trebuie să vă mărturisesc că probabil pentru primele 5 minute o să mă vedeți așa mai tremurat, ca să nu zic tremurând. Sunt destul de obișnuit cu vorbit în public, dar nu știu, fraților. Asta și eu, mă emoționez și eu. Da. Și dacă nu îmi trec emoțiile în maxim 5 minute, înseamnă că voi nu v-ați rugat pentru mine. Așa că rugați-vă ca Dumnezeu să dea ungere să ne bucurăm cu toții. Amin? Trebuie să fiți conștienți că cel ce va vorbi în următoarele câteva minute, câte ori fi, și el are nevoie de învățătură. Și el vorbește doar ca să strânească credința tuturor, inclusiv a mea. Pentru lucrarea care urmează e nevoie de credință și știm cu toții asta. Și ceea ce crește credința oamenilor este cuvântul lui Dumnezeu. O zic că cum vor crede dacă nu vor auzi și cum vor auzi dacă nu va veni cineva să le predice. În seara asta mă rog ca Dumnezeu să ne crească credința tuturor. Amin? M-am bucurat așa mult pentru mărturiile de aseară, care ați fost binecuvântați aseară, o mână sus. Haleluia, slăvit să fie Dumnezeu. A fost așa o atmosferă a Ungerii Duhului Sfânt în față aici și vreo 2-3 metri încolo, că a fost puternic, puternic. Slăvit să fie Dumnezeu că are un plan și pentru localitatea asta. Cu ocazia asta mulțumesc fraților conducători pentru toată organizarea, pentru invitația și pentru voi că ați recepționat mesajul din partea Duhului Sfânt. Amin? Dacă tot a întrebat fratele de unde sunteți, garantat nu, dar eu întreb, este cineva de aici din Făgăraș? Extraordinar, ce vorbești? No, dar din Brașov, din județul Brașov, este cineva? Dar tu nu mai ridici mână. No. Care ați vizitat vreodată cetatea Făgărașului? Wow! Mulți turiști avem pe aici. Vă garantez că după predica asta o să mergeți la cetatea Făgărașului. Și când mergeți acolo o să găsiți o poveste foarte interesantă. Cetatea Făgărașului a avut parte de aproximativ 15 asedii, cam din 1500 până în secolul 19, dacă nu greșesc. 15 atacuri, 15 tentative de atacuri și ghiciți câte din cele 15 asedii au avut biruință. Era să zic zero. Niciuna. Dacă nu greșesc, a fost singura sau printre singurele cetăți din România care nu a fost cucerită niciodată. A fost luată din cauza că a fost vândută din lăuntru, dar prin forța armelor nu a fost cucerită și gata. Știți ce făcea, ce avea în plus cetatea asta de nu a putut să o cucerească nimeni? Știți, la cetăți, pe margine e foarte înaltă construcția și sunt tot felul de gemulețe din alea, spărturi din alea prin care stau, la care stau străjerii și se uită dacă vin dușmanii. Cum vede un dușman de la distanță că vine, anunță pe toți, fiți atenți, vine un atac. Și tot de acolo de sus inițiază atacuri prin care ei să se apere. Așa de bun străjeri au avut cetatea Făgărașului. Aveau tunuri de atac, aveau tot felul de arme, deci cum vedea pe un nene de la distanță sau o armată de oameni de la distanță, nimeni nu intra. Pentru că erau acolo niște străjeri, care ori de câte ori vedeau un atac, loveau și cetatea era păzită. Și acum, dacă vreți, dacă aveți Biblie la voi sau chiar pe telefon puteți să deschideți, aș vrea să fim super atenți la un text extraordinar de astăzi. Ezechiel, capitolul 33. Începem cu versetul 1, cuvântul Domnului spune așa.
Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, vorbește copiilor poporului tău și spune-le, când voi aduce sabia peste vă țară și poporul țării va lua din mijlocul lui un om oarecare și îl va pune ca străjer. Dacă omul acela va vedea venind sabia asupra țării, va suna din trâmbiță și va da de știre poporului. Cum a zis? Ai văzut inamicul? Dai de știre. Și dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiței nu se va feri și va veni sabia și îl va prinde, sângele lui să cadă asupra lui, fiindcă a auzit sunetul trâmbiței și nu s-a ferit. Acum vă dați seama cum ar fi fost cetatea noastră a Făgărașului dacă străjerii ar fi gândit în felul următor. Mai da, dacă oamenii ăștia care vor să vină să ne cucerească, dacă-s trimiși de Domnul? Poate-s trimiși de Domnul să ne învețe o lecție. Poate am păcătuit și Dumnezeu acum trebuie să ne pedepsească și ne trimite cum le-a trimis Dumnezeu și evreilor, un popor să-i nimicească. Pedeaps! Dacă ar spune străjerii unei cetăți, atacul ăsta, degeaba îl confruntăm, degeaba încercăm să apărăm cetatea, pentru că atacul ăsta îi trimis de Domnul. Domnul o trimis sabia în țară. Ce pățea cetatea? Pierdea. Dumnezeu să ne ajute astăzi să înțelegem. Ne cheamă Dumnezeu să fim niște străjeri, niște păzitori ai cetății. Dar Dumnezeu ne cheamă să știm un lucru clar. Trebuie să ne apărăm cetatea. Nu trebuie să întreb pe Domnul dacă trebuie să o apere acum. Nu există posibilitate ca să vină un atac împotriva ta și Dumnezeu să spună de asta să nu te aperi. Nu există atacuri care să fie după voia lui Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu asta vrea, să stai acolo, să vină sabia și tu să pierzi. Dumnezeu spune clar, dacă omul acela va vedea venind sabia asupra țării, va suna din trâmbiță și va da de știre poporului. Dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiței nu se va feri și va veni sabia și îl va prinde, Iisus a spus. Uitați versetele următoare. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața unui om, cât e de grav. Omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. Dumnezeu e conștient că dacă un om e rănit sau moare din pricina că nu a fost anunțat, în cazul ăsta de un proroc, omul ăla e normal că va fi atacat de boală, de necazuri, de probleme, de moarte. Va fi atacat de nelegiuirea lui. E corect. Dar culmea este că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Uitați un lucru important. Mai sunteți cu mine? Care sunteți cu mine? Mâna sus. Haleluia! Românii noștri au o afinitate la asculta, așa, se uită la tine, te ascultă, dar nu știe exact dacă te ascultă. Că m-a întrebat fratele Daniel dacă aș putea să punem mărturii. Zic, frate, avem experiență, zic, românii noștri nu mărturisesc, nu știu. Am fost undeva în Bruxelles, cred, și au fost acolo undeva la vreo 200 de persoane la conferință și au lucrat Dumnezeu într-un mod extraordinar acolo și mărturii au fost puternice. Cunoșteam aproximativ vreo 40 de persoane pe care Dumnezeu le-a atins cu putere, cu câteva ore înainte, acolo în față. Și ca să se întărească cumva poporul, pentru că el nu a venit în față ca să vadă lucrările,
Zice conducătorul, care credeți și care ați simțit vindecarea? Domnule, ridicați o mână sus. Știți că ți-o ridicat din toată biserica? 3. Ne-am trezit cu mărturiile după aia. Așa suntem în România, dar bine că ascultăm. Sincer, nici eu n-ar. Dacă mi-ai fi pus să ridic mâna, nu ridicam. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Daniel. Oameni buni, acum uitați-vă la versetul ăsta. Versetul 7. Ce înseamnă să fii păzitor și străjer? Acum fiul omului, spune lui Ezechiel, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să îi înștiințezi din partea mea. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit. Uitați-vă ce puternic e lucrul ăsta. Imaginați-vă că l-avem aici pe un frate. Da, frate, băiat bun, 45 de ani, a avut o tinerețe mai complicată. Și din pricina păcatelor lui și a nelegiuirilor, mânia Domnului s-a aprins împotriva lui și s-a expus unor atacuri și sabia Domnului a venit împotriva lui. Și iese din partea Domnului un cuvânt de prorocie și spune în felul următor, așa vorbește Domnul pentru tine, bărbatule. Din pricina neascultării tale, iată, te voi coborî în țărâna pământului. Câți ați auzit o astfel de prorocie? Mulți ați auzit, dar nu ridicați mână. Observați că e același stil de profeție. Răule, vei muri negreșit. Trăim într-o perioadă de vreo câțiva zeci de ani, poate mai mult, în care Dumnezeu descoperă robilor săi proroci ce se va întâmpla cu un om. Dar când descoperă Dumnezeu prorocilor că o să se întâmple aia, nu înseamnă că Dumnezeu vrea să se întâmple lucrul ăla. Și uitați continuarea versetului. Când voi zice celui rău, răule, vei muri negreșit și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui ce rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă îl vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui. Astfel că, de multe ori când Dumnezeu descoperă robilor săi proroci, așa se va întâmpla. Stă în fața ta un cuptor, stă în fața ta un necaz, din pricina aia, din pricina cealaltă o să se întâmple asta cu copiii tăi. Pentru că n-ai avut grijă de familie, copiii tăi o să plece pe drumuri. Ăsta e doar un cuvânt de cunoștință. Dar vreau în seara asta să știi un lucru. Dacă ai pentru tine sau pentru familia ta astfel de lucrări care n-au soluție, Dumnezeu spune, păstrează ce este bun. Înțelege că e un cuvânt real. Dacă nu faci nimic, asta se va întâmpla. Dar Dumnezeu vrea să fii străjer. Să asculți trâmbița, să auzi faptul că Dumnezeu îți spune ferește-te că vine sabia împotriva ta și să faci ceva ca să scapi de sabie. Dacă a venit împotriva ta un cuvânt astfel de prorocie, iată, din cine știe ce motive, Dumnezeu te pune într-un pat de suferință. Vreau să știm, lucrarea e bună. E de la Domnul. E doar atâta. Răule, vei muri negreșit. Dar poate prorocul ăla nu știu să o interpreteze și el nu știu că Dumnezeu îl cheamă să dea și o soluție pentru treaba aia. Și mai și spune, am avut din partea Domnului și am spus amin. Dumnezeu să ne dea nouă înțelepciune, cei care am primit astfel de lucrări. Să știi, am primit lucrarea, dacă nu fac nimic, asta se întâmplă. Dar apelez la jertfa lui Iisus. Apelăm la sângele lui Iisus,
apelăm la neprihănirea Lui și, Doamne, îți mulțumesc că m-ai avertizat. Îmi pare rău că am ajuns în starea asta, dar știu că la Tine este iertare. Îmi pare rău, dar în numele Lui Iisus, fie ca lucrul ăsta să nu se întâmple. Fugi de sabie și Dumnezeu te păzește. Un alt lucru care la fel e foarte aducător de confuzie. Uitați la primul verset, 33:2. Fiul omului vorbește copiilor poporului tău și spune-le. Așa vorbește Domnul, când voi aduce sabia peste vreo țară. Cine aducea sabia peste Israel, Dumnezeu sau Satana? Vă e frică, am înțeles. Dumnezeu. Așa scrie, nu? Dumnezeu spune, când voi aduce sabia peste vreo țară. Asta e de multe ori și confuzia noastră, pentru că simțim că multe din problemele care vin împotriva noastră sunt date, sau mai bine zis, îngăduite de Dumnezeu. E adevărat, nu venea Dumnezeu cu sabia, veneau amaleciți, veneau filisteni, veneau alți oameni, dar părea că sunt trimiși și îngăduiți de Dumnezeu să atace Israelul. Acum trebuie să înțelegem un lucru care cred că ne va schimba viața. Și aș vrea să fiți atenți. Dacă aș avea aici în față un aragaz cu 4 ochiuri, 5 ochiuri ca să fie mai interesant, și aș porni un ochi din ăsta, ochi se zice la voi, mă înțelegeți? N-am adus termeni noi de la mine, nu? Și aș pune mâna pe flacără, ce pățesc eu la mână? Dar de ce mă ard? Oare e supărată flacăra pe mine? Sau e supărat aragazul pe mine? Dar de ce mă ard? Așa funcționează. E o lege. Trebuie să cred în flacără ca să mă ardă? Dacă eu mă sui pe un bloc de 12 etaje și mă duc pe marginea blocului, eu am credință în Dumnezeu că dacă sar de pe blocul ăsta nu pățesc nimic. Dumnezeu mă ia cu îngerul Lui și mă păzește. Dacă sar, ce se întâmplă? Te ia Domnul. Amen. Dar de ce? Pentru că e o lege. E o lege a gravitației, da? E lăsată de Dumnezeu din veșnicie, așa funcționează lucrurile. Nu că pământul se supără pe mine și deodată Dumnezeu se ridică de pe tron și mă, ăsta sare de pe bloc. Mă, trebuie să le iau acasă acum. Nu, e o lege. Sunt foarte multe legi puse de la întemeierea lumii, care funcționează pentru că așa le-a rânduit Dumnezeu, nu pentru că Dumnezeu atunci alege să acționeze așa. Și Dumnezeu a spus poporului Israel, dacă vei asculta de mine, se va întâmpla asta, asta și asta. Dacă nu vei asculta și vei păcătui, se va întâmpla asta, asta și asta. Avem în Deuteronom 28 scris destul de clar lucrul ăsta, printre care, dacă nu vei asculta, spune, voi aduce sabia peste țara ta. Un alt exemplu mai concret. Sper să nu greșesc, cred că prin Levitic, sper să nu greșesc, spune Dumnezeu așa un mic articol din lege. Dacă vrei să faci numărătoarea poporului, pentru fiecare să dai o sumă de bani la templu, ca nu cumva peste țara ta să vină ciuma. Trec câteva sute de ani și se trezește un împărat care n-avea de lucru. Se trezește David, oare câți oameni am eu în împărăția asta? Cheamă pe Ioab, Ioab, facem numărătoare. El cred că nu a mai citit în Biblie de mult. Și a uitat că este un articol în Biblie care spune, dacă faci numărătoarea poporului, vezi să dai suma asta de bani, un siclu jumate, dacă nu greșesc, de cap, de om.
Și nu odată. Ce se întâmplă? Nu a durat mult și a venit prorocul Domnului și a zis: pentru că ai făcut treaba asta, ai trei variante. Asta, asta sau asta. Și până la urmă a venit ciuma peste Israel și au murit foarte mulți oameni. Dar nu a venit pentru că atunci s-a gândit Dumnezeu: stai mă, dar mie nu-mi convine că ăștia fac numărătoare. Hai să-i lovesc cu ciumă. Era o lege lăsată de Dumnezeu. Și în momentul în care un om a încălcat legea aia, mânia lui Dumnezeu s-a activat, dacă putem spune așa. Astfel și aici. În momentul neascultării Israelului, mânia lui Dumnezeu s-a activat și astfel popoarele străine au reușit să primească, dacă putem spune așa, binecuvântarea să-l atace pe Israel. Dar nu că Dumnezeu s-a gândit: hai să învăț pe copiii mei o lecție, hai să-i trimit un popor să mai scurtăm din ei. De multe ori și în viețile noastre e posibil, din pricina nevegherii, din pricina unor păcate, din pricina unor certuri, din pricina câte nu se pot întâmpla, să încălcăm o lege a lui Dumnezeu, care a fost pusă poate de la întemeierea lumii. Prin încălcarea acelei legi, activăm mânia lui Dumnezeu și în domeniul acela suntem expuși unui atac demonic. Astfel că vrăjmașul poate să vină să ne atace. Înțeles până acum? Dacă vrăjmașul poate să vină să ne atace, nu înseamnă că Dumnezeu vrea să aibă biruință împotriva noastră. Chiar dacă s-a pornit împotriva noastră vrăjmașul și mânia lui Dumnezeu e împotriva noastră, voia lui Dumnezeu e să fie niște străjeri care să anunțe: vin vrăjmașii. Și străjerii să anunțe toată cetatea că mânia lui Dumnezeu a fost activată împotriva lor și toți să fugă de sabie. Și din ăștia care e ucis de sabie, o să treaba lui. Nu s-a oferit. Știu că poate pare nedrept, dar asta nu ne dă speranțe? Asta ne explică faptul că ori de câte ori vine un atac al vrăjmașului împotriva vieților noastre, noi putem ști, glorie Domnului, toate atacurile trebuie biruite în numele lui Iisus. Adică nu sunt atacuri cărora trebuie să avem o stare din asta: Doamne, dar pe asta o merit. Adică eu mi-am cătat-o. Eu am făcut ceva nepotrivit, eu am vorbit urât și o plecat de acasă, nu ce să fac. E drept că sunt de multe ori atacuri ale vrăjmașului care vin din cauza noastră. Și mânia lui Dumnezeu e activată și vine vrăjmașul. Ceea ce vrea Dumnezeu să ne învețe în seara asta: identifică atacurile care vin împotriva ta și ferește-ți viața și familia și cetatea de sabie. Hai să vedeți cum ne îndeamnă Duhul Domnului să fim niște păzitori pentru cetate. Acum, când ne gândim la atacuri, la vrăjmași, ne referim la orice. Tot ce ține de încercări, boală, duhuri de boală, duhuri care atacă caracterul, duhuri care atacă emoțiile, moartea, accidentele, tot ce ține de atacurile care pot veni în familie. Atacuri în viață, atacuri în slujire, atacuri în biserică, atacuri la locul de muncă, toate astea în predica din seara asta. Sunt poporul străin care vor să invadeze cetatea. Dumnezeu să ne facă să înțelegem că Dumnezeu vrea să avem biruință împotriva tuturor vrăjmașilor. Și că nu există vrăjmași pe care Dumnezeu îi trimite și ăia trebuie să te cucerească. Nu există. Există o singură credință, dacă putem spune așa.
Orice nu-i din Iisus Hristos, n-are ce căuta în templul Duhului Sfânt. Și când au fost în templul Duhului Sfânt ucenicii și Domnul Iisus, au intrat Domnul Iisus în templu și au găsit pe tâlhari, negustori, o debandadă. Când au găsit Domnul Iisus pe niște tâlhari în templul lui, ce a făcut Domnul Iisus? Mai cred că Tatăl a îngăduit treaba asta. El a știut că nu există să fie în templul Duhului Sfânt lucrurile astea. Prin violență i-a dat afară din templu pe toți cei care n-aveau treabă cu Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat și ție un templu. Care-i templul Duhului Sfânt pe care l-ai tu? Trupul. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Bazat și pe versetul care spune că până la venirea Lui să vă fie păstrate întregi și fără cusur Duhul, sufletul și trupul. Ți-o dat Duhul Sfânt un trup în care locuiește Duhul Sfânt. Templu. Și trebuie să faci și tu ca Iisus. De multe ori s-ar putea să găsești tâlhari în trupul tău care au făcut numai distrugere acolo. Dumnezeu te cheamă literalmente să-i dai afară. Amin. Dumnezeu în seara aceasta să ne ajute să înțelegem ce nu-i din Iisus, să înlăturăm din templul Duhului Sfânt, să lăsăm ca Duhul Sfânt să lucreze prin noi, să profețească prin noi, să vindece prin noi, să-i libereze. Cu atât mai mult va avea Dumnezeu un impact printr-o ființă care e plină de pacea Duhului Sfânt. Dacă noi mergem de pe o zi pe alta, sufletește și trupește, Dumnezeu e oarecum limitat prin noi. Dacă vrei să stai la dispoziția lui Dumnezeu, înțelege că orice domeniu în care vrăjmașul te frânează, trebuie să intervii acolo și să dai afară pe cei care îți opresc lucrarea. Amin? Astfel că, având în vedere că Ioan 10 cu 10 spune că eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug, înțelegem că trebuie să respingem atacurile. No, bun. Hai să vedem două lucruri pe care trebuie să le știm atunci când suntem atacați. În primul rând, aș vrea să spun întâi o propoziție, o frază. Și să ne uităm în niște versete puternice. Mă rog, Domnule, să fie o explicație clară, să ne transforme viețile în seara asta. Harul lui Dumnezeu oprește mânia lui Dumnezeu. Dacă mânia lui Dumnezeu a fost activată împotriva noastră, a cetății noastre, harul lui Dumnezeu oprește mânia. Dacă au fost trimiși vrăjmași împotriva ta și simți poate simptome de boală și tu când le simți, așa te minte vrăjmașul și se spune, dar meriți! Ai avut lucrare, știi că ai nevoie de curățire, trebuie să devii mai bun, trebuie să te sfințească Dumnezeu. Și așa niște minciuni pune vrăjmașul în mințile noastre și ajungem să credem că merităm ca vrăjmașii să intre în cetate. Dar vreau să spun că chiar dacă meriți, harul lui Dumnezeu oprește mânia lui Dumnezeu. Asta e ceea ce Dumnezeu vrea să înțelegem în nou legământ. Cu atât mai mult dacă în vechiul legământ Dumnezeu nu voia ca Israelul să fie cucerit. Dar aminte acum în nou legământ. Slăvit să fie Domnul pentru harul noului legământ. Amin? Haideți dacă vreți să deschidem la Ezechiel 22 cu 30. Pun și o întrebare acum. Cât sunteți penticostali? Deci puteți ridica o mână sus. Hai dacă mai lasă leagă, văd că mai ridicați. Încă nu sunteți siguri ce sunteți? Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. No, bun. Cei care ați mai trăit în mediul penticostal, Dumnezeu să vă binecuvinteze, o să fiți foarte familiarizați cu ce urmează să spun acum.
Iar vă pun să ridicați mâinile. Parcă văd că peste vă două întrebări nu mai ridicați. Dar eu încerc. Care ați auzit vreodată o lucrare sau o descoperire într-un cer de rugăciune sau biserică, ceva în genul Dumnezeu te cheamă sau trebuie să stai în spărtură? Penticostal adevărat, gata, am înțeles. Cât de mult m-am gândit eu la treaba asta, ce înseamnă să stai în spărtură? Dar cum, adică e zidul cetății și o făcut vrăjmaș o spărtură și te pui acolo? Ce înseamnă să stai în spărtură? Adică, să presupunem că e un loc liber, da? Un loc în care nu e acoperit și trebuie să te pui tu. Acolo Dumnezeu nu are lucrători. E nevoie de un proroc, tu stai acolo unde e loc liber. Să stai în spărtură nu înseamnă să completezi un loc la cor dacă e gol. Să stai în spărtură nu înseamnă să mai aduci o lucrare înaintea Domnului acolo unde nu-i destul. Dumnezeu spune așa. Ezechiel 22:30. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc. Chema Dumnezeu un om care să facă oameni buni. O citate. Să-ți dea un turn din ăla prin care să se vadă de la distanță care sunt pericolele care vin, care sunt dușmanii care vin. Și el acolo sus să se uite prin spărtura aia în care se uită străjerii. Caut pe cineva, spune Duhul Sfânt, care să ridice un zid din ăsta. Să stea la locul de veche și să vadă care sunt pericolele care vin asupra țării. Să le vadă și să se roage așa cum era în legământul ăla. Să se roage într-o așa măsură ca inamicii ăia să nu mai vină peste țară. Și plânge Dumnezeu și spune, caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc. Ce vă spuneam adineaori că mânia lui Dumnezeu când era activată împotriva evreilor era vrednică de nimiciri, dar Dumnezeu nu vrea. Era disperat Dumnezeu de un străjer care să vină, să stea în duhul acesta al prorociei, să vadă că e pericol pentru evrei și să vină să rezolve lucrul ăsta cu Dumnezeu, ca Dumnezeu să nu mai fie nevoit să nimicească țară. Și cu plâns Dumnezeu spune, nu găsesc niciun. Oameni buni, mă tem că spune și despre noi lucrul ăsta. De multe ori mânia lui Dumnezeu poate s-a activat împotriva ta, împotriva familiei tale, împotriva copiilor tăi, împotriva căsniciei tale, împotriva trupului tău, împotriva carierei tale. Mânia lui Dumnezeu s-a activat și vrăjmașii au început să vină împotriva ta. Dar n-ai fost nici tu străjer, nici nimeni din familia ta străjer, ca să vadă prin prorocie lucrul ăsta dinainte și să pună sângele lui Iisus peste cetate și să nu-ți mai fie nimicit templul Duhului Sfânt. Mă tem că mult a intrat vrăjmașul și în biserici, pentru că nu-s păzitori, nu-s oameni care să ridice un astfel de turn, să meargă acolo sus și prin profetic să vadă de la distanță care sunt pericolele care vor să vină împotriva lor și să rupă planurile vrăjmașului. Nu a fost! A venit vrăjmașul și ne-a văzut pe toți dormind. În seara asta trebuie să luăm o hotărâre. Și în seara asta am un singur mesaj pentru voi. Vrei să devii străjer? Vrei să devii păzitor?
Dacă vrei, am un verset pentru tine. Dacă vrei să deschizi la Habacuc. Habacuc, capitolul 2, dacă nu greșesc cu... Cred că cu 2. 2 cu 1, Habacuc 2 cu 1. Uitați lucrarea unui străjer care funcționa. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să spună Domnul. Pentru că ori de câte ori vei merge la turn ca să veghezi, Dumnezeu îți va spune ceva. Poate n-am înțeles și n-am crezut că Dumnezeu vrea să ne vorbească fiecăruia. Poate noi credem că Dumnezeu vorbește doar prorocilor, doar sfinților, doar celor care au o relație extraordinar de mare și postez de 13 ori pe săptămână. Doar lor le vorbește Domnul. Știți ce văd în Ezechiel 33 cu 2? Fiul omului vorbește copiilor poporului tău și spune-le: când voi aduce sabia peste vă țară și poporul țării va lua din mijlocul lui pe un om, pe un om sfânt, pe un om cu experiență. Ezechiel 33 cu 2. Și poporul țării va lua din mijlocul lui pe un om oarecare și îl va pune străjer. Ești un om oarecare, poți fi străjer. Poți fi străjer. Și te cheamă Dumnezeu să fii un om care să-și păzească ființa și să-și păzească cetatea familiei lui de atacurile vrăjmașului. Dumnezeu să ne facă să înțelegem că nu este niciun atac pe care Dumnezeu vrea să-l acceptăm. Suntem chemați să fim biruitori. Și așa cum au știut cei 10 soldați care înconjurau cetatea Făgărașului zi de zi, noi trebuie să ne apărăm cetatea. Nu există, dacă vine ceva, praful trebuie să se leagă de vrăjmași. Așa să știm și noi. Când vedem un atac ce vine împotriva noastră, să știm clar, trebuie să ne apărăm cetatea. Amin? Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Câți dintre voi considerați că avem nevoie de lucrul ăsta? Avem nevoie de păzire? Aveți nevoie de păzire? Haleluia! Dumnezeu să ne ajute să devenim niște păzitori ai cetății noastre. Oameni dragi, mulți dintre voi ați avut măcar o dată în viață posibilitatea să sfătuiți pe cineva, să consiliați pe cineva. Și vă povestea omul ăsta necazurile, își spunea: uite ce am pățit, uite cum ne-a greșit omul ăsta, uite ce probleme, acum trebuie să mă duc chiar la spital. Numai probleme și probleme și probleme și simt că Dumnezeu nu mă mai iubește, simt că Dumnezeu nu mă iartă, simt că n-am niciun sens în viața asta. Ce ai spus? Mă, sincer, ai dreptate. Așa ai spus? Ce ai spus? L-ai conștientizat de faptul că harul lui Dumnezeu îl iartă. L-ai conștientizat de faptul că, măi omule, harul lui Dumnezeu e de ajuns să te scape de aici. Dumnezeu te iubește, omule. Cum să spui că Dumnezeu nu te iubește? A murit pentru tine. Așa de buni consilieri suntem pentru toți oamenii care sunt necazuri și știm sigur că Dumnezeu îi iubește și iartă. Dar când suntem noi în situația asta și spunem noi despre noi că Dumnezeu nu ne iubește, pentru noi nu ne dăm nicio șansă. Suntem experți în a consilia oameni și a da șanse. Știm că Dumnezeu iubește pe toată lumea, dar mai puțin pe noi. Știm că Dumnezeu iartă pe toți
indiferent ce au făcut și cât l-au dezamăgit pe Dumnezeu, dar mai puțin pe noi. Observați că aici e o minciună a vrăjmașului, pe care în seara asta trebuie să o rupem. Dacă Dumnezeu și-a dat viața pentru tine, cum și-a dat-o și pentru ceilalți, ești conștient de faptul că aceeași credință pe care o ai în harul lui Dumnezeu pentru aproapele tău, e și pentru tine? Vă dați seama ce puternic e asta? Dumnezeu a hotărât ca harul lui să fie pentru toată lumea. Am primit din mâna lui o răscumpărare veșnică și cum spunea Gabi în mesajul de ieri, să aplicăm sângele Domnului, sângele mielului care a fost junghiat pentru noi. Amin? Sunt atât de multe lucruri care merită luate în considerare. Și dacă mă uit în Ezechiel 33, cu versetul 10, ce mă uimește? Zici că vorbește nou legământ aici. Ezechiel 33 cu 10. Care aveți Biblie la voi? Dacă mai era o seară de conferință, vă ziceam să vă aduceți Biblie. Dar care aveți telefonul la voi? Fățarnicilor. Ezechiel 33 cu 10. Spuneți dar fiul omului, casei lui Israel. Voi cu drept cuvânt ziceți, fără de legile și păcatele noastre sunt asupra noastră. Și din pricina lor tânjim, cum am putea să trăim? Adică Dumnezeu e conștient, da, din pricina păcatelor tale ai ajuns aici și mânia lui Dumnezeu a venit împotriva ta. Știu, spune-le evreilor că știu. Evreii spuneau că, na, dar eu merit treaba asta. Eu merit să fiu apăsat. Eu merit pentru că, eu merit divorțul ăsta pentru că eu nu m-am purtat cum trebuie. Merit! Eu merit boala asta pentru că n-am avut grijă de trupul meu și am fost în droguri 15 ani. Acum, merit! Dumnezeu spune, știu. Știu că meriți. Dar uite ce spune în versetul următor. Spune-le! Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului. Dumnezeu e conștient că meriți. Știe că ești păcătos. Știe. Dacă ai uitat, îți poate aduce aminte. Știe. Dar nu vrea să mori. Nu doresc moartea păcătosului, ci doresc să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți să muriți? Mă uit de multe ori câtă distrugere a făcut vrăjmașul în cetățile noastre. Și noi ne-am lăsat distruși de el, crezând că merităm. Și îl văd pe Dumnezeu plângând deoparte. Omule, de ce vrei să mori? Oare nu e asta o mândria noastră că nu vrem să apelăm la jertfa lui Iisus? Noi știm că există o jertfă prin care putem să fim iertați, dar nu vrem să apelăm la ea. Observați cu câte stupoare, eu nu știu, cu ce gândim? Noi nu facem rugăciune de iertare și de acoperire în sângele Domnului decât după ce ne simțim iertați. Ați observat asta? Deci întâi să dureze vreo 2-3 zile când se aplatizează așa mânia lui Dumnezeu și când ne considerăm noi mai ok, Doamne, îmi pare rău sincer. Și o spui cu sinceritate, o spui. Dar până și rugăciunea de iertare parcă o faci doar atunci când te simți vrednic. Ați observat lucrul ăsta? Pentru că mândria noastră, ego-ul nostru vrea să spună că până și jertfa lui Iisus el o merită. Dacă în vremurile în care te simți la pământ nu apelezi la jertfa lui Hristos, mă tem că e o mândrie religioasă. Dacă în momentul în care simți că acum prea tare le dezamăgi pe Dumnezeu, deci chiar acum nu mai merge, am exagerat. Și tu dacă din respect pentru Dumnezeu, între ghilimele, nu apelezi la jertfa lui Iisus, la harul lui, ca să te întorci și să nu mai fii invadat de vrăjmaș. Dacă nu accepți iertarea lui Dumnezeu prin har,
ci lași pe vrăjmașul să ferme acolo, că tu meriți. Mă tem că e mândrie. Să pregătească Dumnezeu harul ăsta, să-și lase sângele lui să curgă, ca în momentele tale de eșec să poți scăpa de sabia Domnului și tu să spui, lasă, că merit. Oare nu mai adaugi tu la jertfa lui Iisus? Oare nu e asta mândrie din partea noastră? Oare dacă e o minciună atât de mare și perfidă din partea vrăjmașului împotriva noastră, prin care reușește să distrugă mult mai mult între noi? Oameni dragi, am o veste bună pe care o știți. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul lui Fiu. Aleluia. Pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață. Vrei viață? Și dacă vrei viață, de ce simți că meriți distrugerile pe care diavolul le face în viața ta? De ce, măi? Ce aștepți? Simți că de pe o zi pe alta te stingi. Te stingi, efectiv simți că mergi mai greu, funcționezi mai greu, simți că amețești mai des, simți că sunt mai multe certuri, simți că sunt mai multe atacuri ale vrăjmașului, simți că lucrurile se înrăutățesc, simți că vrăjmașul e acolo și taie, farmă, distruge și tu stai acolo că meriți. Am mai multe vești bune pentru fiecare dintre noi. Chiar dacă meriți să fii ucis, Dumnezeu vrea să trăiești. Chiar dacă meriți să fii bolnav, Dumnezeu vrea să fii vindecat. Chiar dacă meriți să fii apăsat, Dumnezeu vrea să fii liber. Chiar dacă meriți o familie distrusă, o meriți că ai făcut-o cu mâna ta, Dumnezeu vrea să ai o familie binecuvântată. Dar binecuvântările astea vor veni peste tine dacă ceri ca harul lui Dumnezeu să vină, să întrerupă mânia lui Dumnezeu, să pui protecția sângelui peste cetatea ta și să stai să-ți păzești casa. Ești un om oarecare. Dumnezeu în seara să te cheamă să devii un străjer pentru tine și pentru familia ta. Ia-ți un angajament înainte lui Dumnezeu, Doamne, din ziua asta. Îmi fac un loc în care mă duc special pentru treaba asta, în care tu să-mi descoperi care sunt planurile vrăjmașului făcute împotriva mea. Du-te acolo și Dumnezeu îți va descoperi clar ce urmează să vină împotriva ta. Și rupe de la distanță. Și Dumnezeu îți va descoperi băiatul tău într-o mașină lovită. Simplu! În numele lui Iisus, orice atac al întunericului făurit împotriva copilului meu să fie rupt. Orice plan de accident făcut împotriva copiilor mei, a familiei mele, să fie rupt în numele lui Iisus Hristos. Și nu se împlinește. Nu se împlinește pentru că harul Domnului alege să protejeze cetatea ta. Dacă tu ai primit avertizare din partea Duhului Sfânt și ți-ai avertizat casa, ți-ai păzit casa. Ești mamă, păzește-ți casa. Uite un verset puternic. Proverbe 31:27. Uitați un verset extraordinar. Observ că partea feminină e înzestrată mai puternic din punct de vedere spiritual. Proverbe 31:27. Poți să pui, te rog. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Femeie.
Cuvântul ăsta veghează. Vă vine să credeți că e același cuvânt folosit în ebraică pentru când veți spune un străjer. E același cuvânt. Mi se pare foarte puternică treaba asta. Ești mamă. Dumnezeu te-a chemat să-ți păzești casa și din punct de vedere spiritual. Mergi la locul tău de strajă și roagă-te, Doamne, ce vine? Pentru ce vrei să mă rog? Ce vrei să păzesc? Ce vrei să rup? Care copil în pericol? Ce vrea să facă satana cu soțul meu? În numele lui Iisus vreau să stau aici și să rup planurile celui rău împotriva cetății noastre. Mama veghează peste casa ei și a celor ce se întâmplă. Ești mamă? Protejează-ți copiii și familia. Câte rugăciuni nu poți face? Păzește-mi, Doamne, copiii. Dar două lucruri pe care trebuie să le facem. Trebuie să ne supunem lui Dumnezeu și să ne împotrivim diavolului care să fugă de la noi. Vom face mai târziu rugăciune pentru vindecare și eliberare. Dar în predica asta eu n-am vorbit despre ceva ce ai avut mult timp. Aici vorbesc despre atacurile care vin regulat împotriva ta. Tu pentru alea trebuie să faci ceva. Pentru alea trebuie să fii străjer și să le rup de peste familie. Pentru că e un atac care vine, un duc de ceartă care vine în familie, distruge, se duce în altă persoană, distruge, se duce în altă persoană și regulat. Simți că ai de 3 ori pe lună program în care toată casa ta e tulburare. Pe când ai putea să mergi la locul tău de veghe, să-ți vorbească Dumnezeu, există un blestem peste familia ta de ceartă. Și mama ta s-a certat, și bunica ta s-a certat, dar la tine trebuie să se termine lucrul ăsta. Iei autoritate împotriva acelor blesteme și spui, aici e familia lui Iisus Hristos. Și orice blestem, și orice vrăjitorie, orice duc de ceartă și orice plan al vrăjmașului făurit împotriva familiei mele, chiar acum să fie rupt în numele lui Iisus Hristos. Ceea ce vei spune cu gura ta și în modul în care te vei împotrivi, vei păzi familia de atacuri. Ești tată, apără-ți familia, cu atât mai mult tu. Fă-ți un obicei să mergi din când în când la locul ăsta de veghe. Nu fi un israelit după care să pună Dumnezeu în verseri să spună caut un om în familia asta care să înalți un zid, să stea la veghe, să nu nimicesc cetate. Și n-am găsit. Oameni buni, vreți să vă uimesc? Vreți să vă spun ceva care e și de bine și de rău? Protecția nu e automată. O, dacă ar fi. Ar fi rai. În rai o să fie. Dar protecția, în primul rând, nu e automată. Și trebuie reînnoită. Nu știu când, dar din nefericire, într-o anume măsură. Are un fel de termen de expirare, dacă putem spune așa. Și dacă nu avem rugăciuni regulate în care să ne punem familia sub protecția sângelui Domnului, numai te trezești că iar o fura ceva satana de la tine. Pentru că diavolul asta vine să facă, vine să fure, să junghe și să prăpădească. Dacă noi stăm pe dreaptă, Dumnezeu mă păzește, eu nu contest. Dar hai să fim serioși, uite-te în viața ta, în trecutul tău. Mult o mai furat vrăjmașul. O furat din neatenția noastră. Nu cum vrut Domnul. Ți-o furat ani de puritate dinainte de căsătorie, pentru că nu te-ai luptat. Și acum gândești că tu duci păcatele dinainte. Și acum ce faci? Rămâi așa? Schimbi partenerul? Mânia Domnului e activată împotriva ta. Nu contest. Dar ai de gând să lași mândria aia jos și să spui, Doamne, am nevoie de harul tău.
Ce rost are să mai distrugi o familie? Ce rost are să lași pe vrăjmașul să fure și din bunurile tale pământești, că vezi că păcatele tale și lucrurile care s-au întâmplat în trecut ori lovit și în lucrurile pământești. Te porți de pe o zi pe alta, vrei să lucrezi pentru Domnul, vrei să slujești pe Domnul, vrei să fii eficient pentru lucrarea Domnului, dar te plimbă vrăjmașul așa în cerc, 24 din 24 să umble numai pentru pământul ăsta. Și aici e un plan al vrăjmașului pe care poți să-l rupi. Ești tată? Ocupă-te de treaba asta. Du-te la locul de veche și Dumnezeu îți va descoperi. Poți să-ți descopere, dacă îmi dă Duhul Sfânt acum ceva în minte să spun, poți să-ți descopere că ai anumite obiecte oculte în casa ta care îți aduc blestem. Știți că există posibilitatea asta. Nu scrie în Deuteronom că dacă vei aduce în casa ta un idol, casa aceea va fi blestemată. Sunt blesteme care încă funcționează în mod automat, pentru că e o lege. Și astăzi, dacă blestem un evreu, te pui singur sub probleme. Dar legământul vechi e rupt. Dar blestemele încă funcționează, binecuvântările, și mai bine, funcționează. Dacă a spus Dumnezeu că dacă aduci în casa ta un obiect ocult, un idol, casa aia o să aibă probleme. A fost odată într-o familie. Familie extraordinară. Și din câte estimez, ne urmărește. Și cu ocazia asta îi salut și mă bucur pentru ceea ce Dumnezeu a făcut în familia lor. Asta mă refer după biruințele pe care le-a dat Domnul. O familie extraordinară și un plan pe care Dumnezeu l-a avut pentru ei. Vrăjmașul a prins prilej. Ca mulți oameni, ca majoritatea, neștiind că vrăjmașul stă ca un leu acolo să atace și noi trebuie să ne păzim de lucrurile astea, neștiind, crezând că apărarea e automată și nu trebuie să facem nimic, mers prin India și au adus un elefant de la, am văzut că e la mod acum, peste tot îl găsești. Idolul, cum îi spune Benny? Idolul, cum? Fertilității, da. Așa o fertilitate le-a dat că era să se despartă. Am să încerc să nu spun prea multe, dar voi înțelegeți. Și am fost undeva odată și am predicat tot despre lucrul ăsta mai mult, mai adânc, despre obiectele astea care pot aduce probleme în familie. Și atunci și-o dat seama, am zis că, măi, tu știi că din momentul în care am adus obiectul ăla în casa mea, am simțit că ceva s-a schimbat. Acum, serios vorbind. Imaginați-vă voi cum ar fi oameni căsătoriți. Să mergi în dormitor și să vezi tu ca femeie, să vezi pe noptiera lui o poză cu o altă fată. Dar ce-i cu asta? De design. Să vadă Dumnezeu în inimile noastre o poză prin casă cu un alt Dumnezeu, cu un alt idol. Și te întreabă Dumnezeu, de ce? De design. Posibil să nu fie așa de supărat Dumnezeu, că poate înțelege că o punem de design. Dar de obicei, în lumea vrăjitoriei, toate obiectele astea care se împart ca suveniruri și au conotații ocultă, astea nu sunt doar niște simple piese, astea vin cu o încărcătură demonică. Vă dau un exemplu. Care ați pățit vreodată să mergeți în hoteluri, să dormiți în hoteluri și când ajungi în cameră simți că deodată o presiune peste tine și niște gânduri vin că nu te recunoști? Care ați pățit? De ce simți? Pentru că în camera aia s-au întâmplat lucruri nepotrivite. Și când se întâmplă lucruri nepotrivite, ele generează o atmosferă spirituală demonică care rămâne acolo.
Și orice om care intră în atmosfera aia, deodată începe să fie năpădit de ispitele acelei atmosfere. Cu atât mai mult când un idol, când un obiect ocult a fost umplut de putere demonică. Dacă tu l-aduci în casa ta și îl pui pe masă, e normal că vei simți presiune demonică ce te va împinge să păcătuiești, să gândești rău, să fii mânios. E normal că îți va aduce probleme, nu pentru că Dumnezeu vrea, ci pentru că ai adus o atmosferă demonică în casa ta. Cred că cuvântul ăsta este pentru cineva în seara asta. Dumnezeu să ne ajute să mergem acasă și să facem un control. Și orice vedem că face reclamă vrăjmașului, să dăm afară. Amin? Orice noi din Iisus Hristos și orice reprezintă întunericul, n-are ce căuta în casele noastre. Că nu înțeleg cum pot unii să poarte tot felul de șerpi și de dragoni și de monștri. Fac un apel la părinți. Voi înțelegeți mai bine decât mine ce zic eu acum. Observați că după ce îl lași pe copil la niște desene animate cu monștri, n-ai cu cine te înțelege? Pentru că în spatele lor, de asemenea, este o încărcătură demonică. Dacă e clar că e vrăjitorie, nu-ți trebuie facultate și prorocii să dai seama că acolo e vrăjitorie. Prin faptul că se emite o astfel de atmosferă demonică, copilul, fiind mic, el nu știe să discearnă, să se apere. El e victima unei apăsări demonice de moment. De aia, dacă îl iei de acolo, parcă i-ai luat lumea. Observați că lucrurile astea spirituale, ele există chiar dacă nu le vedem. Ești tată, ai grijă la lucrurile astea, ai grijă de cetatea ta. Du-te de veghează la turnul tău de veche și roagă-L pe Dumnezeu să-ți descopere care sunt planurile vrăjmașului care vin împotriva ta și rupele. Pune sângele lui Iisus peste casa ta, peste copiii tăi, peste cei apropiați ție, peste... Ești patron, roagă-te pentru ceea ce ți-o dat Dumnezeu. Nici acolo lucrurile nu se întâmplă automat. Dacă vreți frână și probleme și probleme, sunt niște vrăjmași care au venit împotriva cetății tale. Trebuie să faci ceva. În numele lui Iisus, orice atac al vrăjmașului venit împotriva businessului pe care Dumnezeu mi l-a dat, să fie rupt. Că Dumnezeu nu vrea să fii binecuvântat pământește ca să nu știu ce, să mergi tu pe nu știu unde. Vrea să ai timp de familie. Vrea să ai timp de Dumnezeu. Amin? Dacă Dumnezeu îți binecuvintează trupul și îți dă sănătate, nu îți dă sănătate ca să faci nu știu ce, El te binecuvintează cu sănătate ca să fii cu familia, să poți sluji. Merge Pavel în misiune, merge ca trenul, ca buldozerul merge Pavel. Ăsta merge să... Vă dați seama, oameni buni, să le opri fratele ăla din colț. Cum te numești? Alex. Imaginează-ți că Alex e Pavel și merge fratele Pavel Alex și propovădește în Listra Evanghelia și o propovădește cu putere, cu așa o putere că moare ucis cu pietre. Oameni buni, vă dați seama că omul ăsta a luat atâtea pietre în el, i-a arătat dezastru, a murit, poate că s-a rugat și a înviat, nu știm. O să că toți au crezut că a murit, că l-a tras deoparte din cetate. Cum s-a ridicat? Ce-a făcut? A predicat din nou. Dar știi ce e interesant? Că merge din Listra, dacă nu greșesc, o mers tot în provincia Galatea în următoare, cred că în Derbe, dacă nu greșesc. Oameni buni, sunt 20 de kilometri între orașele astea. Eu de-abia te mă duc pe jos 100 de metri până la mașină. Și omul ăsta
spart, distrus de pietre, el merge 20 de kilometri. Putere. Trofim, în schimb, Trofim mai slăbuț. Trofim nu o să putut ține după Pavel. La un moment dat, Pavel spune că pe Trofim l-a lăsat bolnav în Milet. Sunt unii care nu pot duce. Cuvântul acolo bolnav e asteneo, care, din care provine și românesc cu astenie. Poate nu suntem toți la fel de puternici. Știu asta. Dar oricum ar fi, în măsura în care tu poți, Dumnezeu vrea să fie eficient pentru slujire. Dumnezeu l-a vrut pe Pavel sănătos ca să fie eficient. Oameni buni, ne culcăm pe urechi. Dacă Pavel era bolnav, el merge 20 de kilometri pe jos, mort. Asta spune în Galateni, cred că 6, dacă nu greșesc. Galateni 4:13. Galateni e prima epistolă și singura, dacă nu greșesc, în care spune către bisericile, plural, din Galatia, pentru că Galatia era o provincie cu mai multe orașe. Și prima dată când a intrat Pavel să predice în Galatia, a intrat aici. Dai seama cum arăta el, plin de pietre. Farmat. Și uite ce spune, imaginează-vă cum să-ți predice Pavel. Eu să stau aici și tot plin de sânge, de rând și să vă predic vouă. Dai seama că te uitai la mine ca la avioane. Și spune Pavel după aia, mai târziu, Galateni 4:13. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. La episodul ăsta se referă. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al Dumnezeu. Adică oamenii nu s-au puticnit în rănile lui. Dar Pavel era sănătos, oameni dragi. Când spune aici că n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Deci nu înseamnă că era bolnav. Omul a fost lovit de pietre. Arăta greu. Că dacă era bolnav Pavel, el nu mergea 20 de kilometri pe jos. Dacă Dumnezeu vrea să fii sănătos, vrea, pentru că vrea să slujești eficient. Asta a făcut și cu Pavel. Și asta va face cu toți cei care vor și primesc lucrul ăsta. Amin? Dacă mă uit spre încheiere, dacă mai simt să vorbesc ceva, dacă ești slujitor și ai o lucrare, ceea ce spun acum mai profetic, ești aici, sunt mai multe persoane pentru care vorbesc și pentru mulți o să se întâmple în curând lucrul ăsta. Ești slujitor și Dumnezeu ți-a dat o lucrare, fie că e mare, fie că e mică, trebuie să fii străjer și peste lucrarea aia. Pentru că vor veni atacurile vrăjmașului împotriva lucrării și tu dacă nu te rogi și dacă nu păzești lucrarea, lucrarea va fi ori încetinită, ori distrusă. Sunt mulți aici care au început lucrări, poate chiar supranaturale, s-au îmbolnăvit și au renunțat. Au scăzut în credință, s-au despărțit, au fost diviziuni, început altă lucrare, veniți oameni care una spun și alta fac, azi spun una, mâine fac alta. Lucrurile astea tu le puteai opri dacă la timpul potrivit păzeai cetatea. Uitați-vă și în viața evreilor, câte lucruri rele nu s-ar fi întâmplat cu ei dacă la momentul potrivit era un străjer acolo care să apere. Dar de asta a spus Dumnezeu, nu este nimeni.
în seara asta Dumnezeu să facă din noi toți păzitori. Amin? Când mergeți acolo la cetatea Făgărașului, să vă aduceți aminte că acolo aproape în fiecare zi erau minim 10 oameni la o dita mai cetate. 10 oameni la toată cetatea. Cu atât mai mult, unul singur, cum spunea Dumnezeu, va trebui ție. O știut un lucru clar pe care trebuie să-l știm și noi astăzi. Știți care e ăla? Trebuie să ne apărăm cetatea. Poți să uiți tot ce ți-am spus seara asta, dar lucrul ăsta te rog nu-l uita. Trebuie să-ți aperi cetatea. Dacă nu o aperi tu, cine ți-o va apăra? Dacă nu ți-o aperi tu ființa, cine ți-o va apăra? Dacă nu ți-o aperi tu puritatea tinereții tale, cine crezi că ți-o va apăra? Dacă nu ți-o aperi tu familia, cine te apără? Fii conștient că oricare om merge pe turn, Dumnezeu îi vorbește. Du-te la rugăciune, acolo în locul tău și spune, Doamne, descoperă. Și ai să vezi cum simți cuvinte de rugăciune specifice. Cuvinte pentru cauzele tale, cuvinte pentru copiii tăi, cuvinte pentru tine. Și pur și simplu, parcă deodată îți vine să te rogi în numele lui Iisus, orice duc de curvie care vrea să intre în familia mea, în numele lui Iisus, să nu poată intra. Tu nu știi de ce te rogi. Dar Dumnezeu îți descoperă. Dumnezeu îți vorbește că sunt lucruri care trebuie zbiruite înainte să intre în cetate. În seara asta o să ne rugăm pentru vindecare și eliberare, adică ne rugăm să aducă Dumnezeu biruință în cetate. Pentru lucrurile care, din păcate, deja au intrat. Ne rugăm ca orice nu-i din Iisus Hristos și în templul Duhului Sfânt în seara asta să fie dat afară. Dar după seara asta, o să mai vină și alți vrăjmași împotriva ta. Pe ăia, de ăia să te ocupi personal, să n-ajungă la tine, să n-ajungă la copiii tăi. Decât să te rogi să-i vindece Dumnezeu mâna ruptă, mai degrabă rog-te să n-apuce. Probabil majoritatea îl cunoașteți pe fratele Alin, care e unul dintre cei trei. O experiență extraordinară a avut pe la vreo 15 ani, dacă nu greșesc. Mergem la un cer de rugăciune și vine o lucrare. Într-un context penticostal destul de tradițional și a fost în felul următor. Tânărule, tânărule, vine împotriva ta un atac, roagă-te numai să nu mori. Dar în pat tot ajunge. Se termină rugăciunea și lea tatălui, îl cunosc pe tatălui, un om extraordinar, proroc. Ce mă, băiete, te-ai spărat de... Zic, măi, băiete, lucrul ăsta cât îi trăi eu și cât îi trăi tu, nu se întâmplă. Asta a fost un avertisment, eu m-am rugat și treaba asta nu se întâmplă. Ia că au trecut de atunci mulți ani care nu s-au întâmplat, nici nu se va întâmpla și nici la tine nu trebuie să se întâmple. Mai degrabă te rogi în plus. Mai degrabă pui și ceva care n-ai. Dar să fii sigur că îl lovești. Că dacă n-ai, măcar te-ai rugat și ți s-o stârnit credința. Dar ce rost are să facem economie la cuvintele de rugăciune și de protecție? Rogă-te împotriva accidentelor, rogă-te împotriva focului. Sunt atât de mulți oameni care au afinitate în a le lua foc, centrala, casa, șopru. Asta e un atac demonic, oameni buni. Nu spun că întotdeauna și peste tot e atac demonic. Dar știu că voi, cei care ascultați, voi știți la ce mă refer.
Mă refer la cele care îs atacuri demonice. În urma unor blesteme, casa noastră o ars. A fost o persoană care i-a zis lui tate acum mult timp. Zic că dacă n-ai să faci treaba asta, să-ți ardă casa. Și în anul 2000 o ars tot. Care știți povestea asta, știți că are mult mai multe laturi. Pentru că înainte să ardă, tata a avut o lucrare. Bărbatul, iată, vine în casa ta un foc. Să nu cârtești, să nu murmuri. Și-a venit focul. Știu că atunci pe mine m-a salvat Dumnezeu. Trecut vreo câteva săptămâni, nu mai știu cât, ceva scurt timp, iar a venit o lucrare. Bărbatule, un val cheamă alt val. Mai vine un foc. Și tata și-a luat toate lucrurile care le-au mai salvat în timpul focului din casă, ce mai avea, aparate, unelte, și le-au pus la vecinul într-un jopru. Șar și alea. O luat foc tot. Mai trece un timp, merge tata iar la rugăciune. Bărbatule, mai vine un foc. La care tata bănuiesc că din cauza chemării lui profetice s-a rugat. O zic că sincer m-am temut să mă rog, dar nu știu cum mi-a venit să fac treaba asta. Am ridicat mâna sus și am zis atât. Și nu a mai fost. Asta te cheamă Dumnezeu să faci și tu. Te cheamă să veghezi asupra ființei tale și asupra familiei tale. Și să spui, vrăjmașule, nu intri. Dacă simți că atacul e din pricina mâniei lui Dumnezeu, să știi că harul lui Dumnezeu anulează mânia lui Dumnezeu. Oprește mânia lui Dumnezeu. Cheamă harul lui Dumnezeu peste viața ta. Și chiar dacă mânia lui Dumnezeu a provocat atacul ăsta, tu aceeași treabă să o faci. Ridici mâinile și spui atât. N-ați vrea să ne ridicăm puțin în picioare? Duhul Sfânt îmi descoperă că sunt aici multe persoane care știu de multe astfel de planuri. Au avut multe profeții, dar incomplete, fără interpretare, doar atâta. O să vină bărbatul sau o femeie în cortul tău, asta și atât. Ar vrea chiar acum, aș vrea să-ți aduci aminte de toate astea. Aș vrea să facem o rugăciune simplă și scurtă în care să le luăm la rând toate planurile vrăjmașului pe care Dumnezeu ne le-a descoperit deja. Și astăzi, prin călăuzirea Duhului Sfânt, am aflat că Dumnezeu nu vrea să le primim. Aș vrea să ne rugăm în seara asta. Atât. A avut vreun proroc lucrare pentru tine? Că Dumnezeu te cheamă acasă de tânăr? În seara asta spune, nu primesc. Eu voi trăi și voi povesti minunile Domnului. Și vreau să-ți mai dau un secret puternic din partea Duhului Sfânt. Oamenii cu autoritate pot emite blesteme împotriva ta. Și din păcate, multe persoane cu autoritate care pun apăsări asupra oamenilor, nu în toate cazurile, sunt medici. Foarte mulți medici salvează
oameni. Dar foarte mulți medici, nu știu, poate din lipsă de înțelepciune, când vine un om în fața lor, efectiv se uită la ei și cu toată credința din univers spune: mai ai 3 luni. Asta e tot o autoritate pe care tu în seara asta poți să o rupi. Orice diagnostic a fost rostit de vreun medic, de vreun om împotriva ta, în seara asta te rog în numele lui Iisus, ia atitudine, ia autoritate asupra trupului tău și spune: eu cred ceea ce spune cuvântul despre trupul meu. Și cuvântul lui Iisus spune că în rănile lui am fost vindecat. Poți să-mi spui tu că am o săptămână, că am 3 luni, eu știu, firește vorbind, e drept. Dar eu aleg să cred cuvântul lui Dumnezeu. Aleg să cred că eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu și merit harul lui Dumnezeu. Merit vindecarea prin Iisus. Merit eliberarea prin Iisus. Merit călăuzirea prin Iisus. Și merit protecția sângelui lui Iisus. Ia sângele lui Iisus în această seară, cum ai fost învățat și în ziua de ieri, și aplică-l peste viața ta și spune: Doamne, mă acopăr în sângele Tău. Scuze, Dumnezeule, mă acopăr în sângele Tău. Acopăr casa mea cu sângele Tău. Acopăr ființa mea, acopăr trupul meu în sângele lui Iisus Hristos. Aplică sângele lui Iisus peste tine. Și spune: orice plan al vrăjmașului făurit împotriva mea să fie rupt chiar acum în numele lui Iisus. Orice plan demonic făurit împotriva familiei mele să fie distrus chiar acum. Fii distrus chiar acum. Fii distrus chiar acum. Focul Duhului Sfânt să vină împotriva oricărui întuneric. Orice blestem, orice vorbă aruncată împotriva noastră, o facem fără putere în numele lui Iisus Hristos. Orice cuvinte ale oamenilor spuse împotriva trupurilor noastre, le facem fără putere în numele lui Iisus Hristos. Dacă ți-au spus doctorii că numai cu operație poți scăpa, respingem cuvintele astea în numele lui Iisus. Și spunem, credem că în rănile Lui nu mai avem nevoie de operație. În rănile Lui primești organe noi. În rănile Lui spatele tău se îndreaptă. În rănile Lui Iisus inima ta se înnoiește. În numele Lui Iisus vei trăi, vei trăi. Orice duh de necredință care vrea să lucreze acum în numele lui Iisus, ești fără putere. Ești fără putere în numele lui Iisus. În numele lui Iisus chemăm o ungere a credinței peste fiecare dintre noi. Mai mult Duhule Sfânt, mai mult Duhule Sfânt. O ungere a credinței, a credinței, a credinței. Aleluia! Aleluia! Numele lui Iisus Hristos, Doamne, îți mulțumim pentru cetatea pe care ne-ai dat-o. Mulțumim pentru templul Duhului Sfânt. Și în această seară luăm autoritate asupra acestei seri și asupra acestei slujiri. Și orice tâlhar, orice nu-i din Iisus Hristos care a intrat în trupul sau sufletul nostru, să fie scos afară în numele lui Iisus Hristos. Orice tâlhar care a dus distrugere și bătaie de joc trupului, în numele lui Iisus să fie scos afară.
trupurile capătă viața Duhului Sfânt. Căci Iisus al tău a venit să ai viață și încă viață din belșug. Și Dumnezeu te-a chemat să ai viață din belșug aici pe pământ. Pentru că n-ai cum să ai viață din belșug veșnic, n-ai cum să ai viață veșnică din belșug. Aici se referă la viața de aici pe care Dumnezeu te cheamă să o ai cu biruință. În numele lui Iisus Hristos, mă rog. Doamne, în seara aceasta ridicăm un zid pentru familia noastră și alegem să ne punem în spărtură, Doamne. Te rugăm în numele lui Iisus, descoperă-ne, descoperă-ne, descoperă-ne care sunt planurile celui rău făurite împotriva noastră pentru care vrei să ne rugăm și cărora trebuie să ne împotrivim în numele Tău. Descoperă-ne, Doamne. Aleluia, aleluia. Deja mulți dintre voi primiți din partea Duhului Sfânt, primiți viziuni din partea Duhului Sfânt, cuvinte de cunoștință, sau pur și simplu Duhul Sfânt vă aduce aminte de timpuri din viața voastră în care Dumnezeu vă conștientiza de atacuri. Lucrurile astea pe care ți le-a descoperit Dumnezeu acum, adu-le la cruce și spune numele lui Iisus Hristos în baza trimiterii lui Dumnezeu din Marcu 16, care spune că numele meu cei ce vor crede vor scoate afară, dragi. Orice atac demonic făurit împotriva mea și a casei mele, n-ai nicio putere asupra noastră. Pleacă, pleacă, pleacă. Alungă-l din viața ta, alungă-l din familia ta, alungă-l din trupul tău, din căsnicia ta. Aleluia, aleluia, aleluia. Toate acele timpuri în care ai primit că vei intra într-un cuptor și ai intrat, Dumnezeu vrea să ieși de acolo biruitor. În numele lui Iisus Hristos, orice atac nedumnezeiesc făurit împotriva ta să fie rupt. Ferati omino plado sigleria meno prauto sibernaudus. Ferado ferie mina glauto sibenadies. Aleluia! Aleluia! În numele lui Iisus Hristos, în marele nume al lui Iisus Hristos, lanțurile să fie rupte chiar acum, să fie rupte chiar acum, atacurile demonice să se spulbere chiar acum, bolile și neputințele să plece chiar acum în numele lui Iisus. Duhuri de divorț în numele lui Iisus să plece chiar acum. Duhurile de furt și de jaf din familie să plece în numele lui Iisus. Orice fură din domeniile pământești să plece în numele lui Iisus. Alegem să reactivăm, dacă putem spune așa, promisiunile de binecuvântare pe care Dumnezeu ne le-a făcut și încă nu au venit la împlinire. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Habacuc 2:3, scrie prorocia aceasta pe table, căci vremea venirii este hotărâtă și dacă zăbovește, așteaptă că vine. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit și ți se pare că a trecut vremea în care ar fi trebuit să se împlinească,
Nu anula promisiunea, în seara asta primește-o. Aleluia, aleluia, spune Doamne, primesc, primesc tot ceea ce mi-ai promis. Primesc jertfa ta, primesc biruința pentru copilul meu. Primesc biruința pentru soția mea. Primesc biruința pentru căsnicia mea. Primesc biruință pentru biserică, pentru slujire. Primesc! Aleluia! Sido menagodi fermenali ozibe la cadies Salomi anive la tomina prato sibel canodies Sibe la tobe racano novodi seliel Silome naudo firme na glaies Aleluia! Te laudăm, Iisus! Te laudăm, Iisus! Te laudăm, Iisus! Te laudăm, Iisus! Aleluia! Ești vrednic de laude! Ești vrednic de cinste! Te laudăm, Iisus! Aleluia! Vrednic este mielul care a fost junghiat. Vrednic este mielul. Vrednic este mielul pentru tine. Vrednic este cel care a purtat păcatele în locul tău, ca tu în seara asta de 29 ianuarie să fii binecuvântat. Vrednic este mielul care acum 2000 de ani a purtat bolile tale în rănile lui, ca tu în seara asta la alegi să-ți primești vindecarea în numele lui Iisus. Vrednic este mielul al cărui sânge a zdrobit întunericul și a făcut de ocară domniile și stăpânire, biruind asupra lor prin cruce, ca tu în seara asta, în sala asta, să fie eliberat de sub opresiunea vrăjmașului. Chiar dacă meriți să mori, Dumnezeu vrea să trăiești. Chiar dacă meriți să fii bolnav, Dumnezeu vrea să fii vindecat. Și chiar dacă meriți să fii apăsat, Dumnezeu vrea să fii liber. Fii liber chiar acum în numele lui Iisus. Chiar dacă meriți să fii confuz, chiar dacă meriți să stai permanent într-o stare plină de întrebări, Dumnezeu vrea să ai călăuzire. Aleluia! Aleluia! Te rog, pune-te deoparte pentru Dumnezeu și spune, Doamne, din seara asta îmi iau angajamentul să fiu un străjer pentru familia mea, să fiu un păzitor. Doamne, mă rog să ne vorbești prin vise de noapte profetice. Mă rog din seara asta să ne avertizezi de planurile pe care vrăjmașul le are împotriva noastră și să ne spui ce avem de făcut. Din seara asta veghem, Doamne, veghem. Stăm în spărtură din seara asta. Aleluia! 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 Dați glorie Domnului, dați glorie Domnului. Aleluia! Tu faci parte din poporul care trebuie să-L slujească. Aleluia! Sunt ungerea ta, Duhul Sfânt. Aleluia! Aleluia! În numele tău se ridică o armată. Glorie ție, Tată, glorie ție. Oase în poate, ținici un popor să te. Dacă simți că
familia ta parcă a murit în seara asta. Ea poate primi viață în numele Lui Iisus, pentru că din Duhul Lui curge viață. Aleluia! Seamă, un Dumnezeu care a creat universul ne iubește pe noi în această seară să ne ofere atâta ungere, atâta prezență, atât de aproape, în noi. Seara asta să fie un semn pentru tine, ori de câte ori te vei îndoi. Seara asta să fie un semn pentru tine că Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Ascultă bine, tu n-ai ajuns aici la întâmplare. Sunteți aici oameni care v-ați certat unii cu alții înainte să ajungeți aici. Și a spus că poate acum să nu mai venim. Dar ai simțit ceva din partea Duhului Sfânt care te-a împins și a zis: du-te că vreau să-ți vorbesc. Și asta să fie un semn pentru viața ta. Dumnezeu are un plan pentru tine. Din seara asta fii un păzitor pentru familia ta. Și să știi una și bună: trebuie să mă apăr cetatea. Amin? Trebuie să-ți aperi familia. Trebuie să-ți aperi viața. Fii o mamă apărătoare. Fii un tată apărător. Fii un slujitor care își apără lucrarea și fii un continuator al lucrării lui Iisus Hristos pe pământ. Amin. Ungerea Duhului Sfânt lucrează atât de minunat și ea va lucra în continuare. De multe ori, momentele astea vrea să le simți acasă 24 din 24. Le vei simți. Câte vreme vei sta de veche și îți vei apăra cetatea. Ceea ce ai simțit acum se va manifesta tot timpul prin tine. Ceea ce am eu, aveți și voi. Pentru că ceea ce am eu, a avut Hristos. Și nu am eu pentru că sunt special,
ci pentru că Dumnezeu, în dragostea Lui, ne-a dat tuturor Duhul Său. Duhul lui Dumnezeu care a fost pus în voi și peste voi să lucreze de azi înainte și să aducă protecție prin sângele lui Iisus peste fiecare. Amin? Haleluia! Sunt atât de atent cu momentele astea. Haleluia! N-am nimic de zis. Doar suntem în prezența lui Dumnezeu și mă bucur. Și nici tu probabil că n-ai nimic de zis. Doar te bucuri. Haleluia. Văd iarăși cum prezența Duhului Sfânt a crescut în câteva persoane. Vedeți, oameni dragi, cum funcționează credința? Vedeți că doar rămânerea într-o stare de credință crește manifestarea prezenței lui Dumnezeu în tine? Asta se poate întâmpla și acasă. Într-un astfel de timp, oameni buni, mergi acasă. Ia-ți un timp din ăsta în care să te umpli de prezența Duhului Sfânt. Nu că n-ai fi plin, dar să fii conștient că ești plin de ungere. Intră în ungerea asta, dacă putem spune așa, acasă la tine. Și acolo din ungerea aia, acolo din spărtura aia, începe să trimiți săgețile cuvântului lui Dumnezeu împotriva vrăjmașului și vei fi protejat. În ungerea asta, observi cum primești viziune. Ai cuvinte de rugăciune noi, noi, noi. Pur și simplu Dumnezeu îți descoperă să te rogi ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciune din cuvânt. Pentru că El știe ce plan are cu viața ta. În timp ce frații continuă să cânte instrumentalul, o să vină fratele Beni Cava să facă câteva anunțuri și o să mai cântăm 2-3 cântări cu toții, să ne bucurăm. Și apoi o să vină fratele Gabi pentru rugăciunea pentru bolnavi și pentru eliberare, pentru cei care vor vrea să iasă în față. Dar până atunci, rămânând în această ungere, hai să ne așezăm, să dăm glorie Domnului, să binecuvântăm numele lui Iisus Hristos și să știm că ungerea continuă. Amin? Ne bucurăm de prezența Duhului Sfânt și tot ceea ce va urma se va întâmpla pentru că Iisus Hristos a promis că se va întâmpla. Amin? Ai fost binecuvântat în seara aceasta. Te-a binecuvântat mesajul lui Dumnezeu. Te-a binecuvântat ungerea Duhului Sfânt. Dă-i slavă celui care a murit pentru tine. Amin? Glorie lui Iisus. Aleluia!